Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți schimbate. Iată-ne din nou împreună și în această seară, dorind ca să descoperim noi lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță că mulți dintre noi am avut de-a face cu oamenii negativiști. Poate că multe perioade din viață, multe episoade din viața noastră am fost în bula aceasta a negativismului și a neliniștii care ne tulbură atât de tare încât să ne facă niște oameni nefericiți și frustrați. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre neliniștea celor răi. Poate că unii dintre noi ne gândim că a, domne, dacă un om este uh, așa mai agitat, mai stresat, mai plin de gânduri și viața lui este intoxicată de pesimism. Nu este un om rău, dar este un om nefericit. Ei, Biblia ne pune în față o altă perspectivă și vorbește despre nefericirea și neliniștea celor răi. În cartea a prorocului Isaia, la capitolul 57, cu versetele 20 și 21, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și al cărei ape, ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Poate că nu te-ai gândit niciodată Că nefericirea, frustrarea și această agitație, această neliniște are de-a face cu răutatea din tine. Poate ai găsit tot timpul scuze pentru răutate, pentru resentimente, pentru aceste răbufniri uh, stresante prin care îi agiți pe toți și spui: Nu, eu am probleme, de asta sunt așa. Poate că nu te-ai gândit niciodată că, de fapt, toate aceste revărsări ale sufletului tău sunt o oglindă care arată că, de fapt, nu ești ceea ce trebuie. În seara aceasta vreau să vorbim despre neliniștea celor răi, despre această agitație continuă care nu se oprește aproape niciodată. Așa cum marea nu stă în loc niciodată, așa este. Comparația pe care o folosește aici Isaia, inspirat fiind de Duhul Sfânt, tot așa cei răi n-au pace niciodată. Dacă sunt momente fericite în viața lor, dacă sunt momente în care ar trebui să mulțumească, tot timpul găsesc ceva negativ, tot timpul găsesc ceva negru, tot timpul găsesc o critică nouă, tot timpul găsesc pe cineva pe care să bârfească, tot timpul găsesc să fie neliniștiți. Chiar și în momentele de așa zisă liniște, își umplu capul cu tot felul de știri, cu tot felul de elemente negative, astfel încât viața lor este un tomberon care miroase urât și care nu îți produce deloc plăcere să fie împreajma ta. În uh, Cartea lui Dumnezeu, am găsit aceste două categorii de oameni, oamenii lui Dumnezeu care au această liniște constantă în viața lor, chiar dacă au probleme, și oamenii răi care sunt agitați și pesimiști și plini de tensiune tot timpul. Exact cum spunești, cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Oameni care în permanență te agită, te stresează, îți transmite energia lor negativă. Ce să faci cu ei? Să te ferești de ei. Să stai cât mai departe de ei. Dar bun, dar ce să faci dacă sunt chiar din familia ta? Clar că nu poți să-ți negi familia. Nu poți să-ți dai la o parte familia. Însă e bine să limitezi și să pui cât mai multe bariere astfel încât să nu-ți fie intoxicată viața. Pentru că ori de câte ori vei merge în preajma lor, încep cu plăcuța. Despre săracii din lume, despre oia din Africa, despre bolnavi, despre bol, despre tot ceea ce înseamnă lucrurile pe care le frământă în mintea lor tot timpul. Și n-ai nevoie de așa ceva. N-ai nevoie de oameni care să te intoxice și care să-ți otrăvească viața. Pentru că această otravă a negativismului izvorăște din răutatea noastră, din egoism, și izvorăște dintr-o viziune limitată asupra vieții. Oamenii care uh, au o viziune limitată asupra vieții se baricadează în universuri construite de ei, religioase, teologice sau de prejudecăți, și în felul acesta își. Fac un buncăr al gândurilor negative și de acolo nu-i scoți. Pentru că toată lumea gravitează în jurul acestor gânduri, în jurul acestor șabloane. Și dacă cineva nu se încadrează, ori este cioplit ca să se încadreze acolo, ori dacă nu este eliminat. Totul este despre răutate, despre pesimism, despre uh, lumea aceasta care pentru ei este o amenințare continuă. Cum poți să ieși? Din neliniște aceasta a celor răi. Poate că ai avut și ai momente de felul acesta. Există leac, dacă vrei cu adevărat să faci eforturi să ieși de acolo. Însă, unii nici măcar nu-și dau seama că au o problemă atunci când vine vorba despre această răutate care le neliniștește viața. În Cartea Numerilor, la capitolul 13 și 14, avem în contrast. Două categorii de oameni, total inegale. Lumea în care domnește neliniștea celor răi, și lumea în care domnește pacea a acelora care sunt oamenii credinței, care au viziune, care au un viitor larg în față și care nu trăiesc după impulsurile de moment și după stresul de moment și nu caută cu lumânarea răul și putredul din viața lor. Cele două categorii le găsim în cele două 12 scoade. Două dintre ele au fost oameni ai credinței, au fost oameni plini de putere, oameni care au ieșit din Egipt și au vrut ceva mai bun pentru ei, așa cum le-a făgăduit Dumnezeu, și ceilalți niște oameni limitați, niște oameni care nu vedeau decât problemele, care nu vedeau decât frustrările, care nu vedeau decât amenințările, care nu vedeau decât ceea ce era în trecut. Și când i-a trimis Moise pe cei 12 ce să iscodească țara Canaanului, 10 dintre ei au zis, da, într-adevăr, e o țară interesantă, bună, curge lapte și miere, iată-i roadele, dar hai să-ți spunem noi cum e cu treaba asta. Este imposibil să ajungem acolo. Este imposibil să cucerim țara aceasta. Nu se poate. Dumnezeu ne punem în față niște lucruri care nu pot fi realizate niciodată. Să nu mai vorbim de amenințări, de oamenii care sunt acolo, de uh, toate problemele care ar putea izvorâ dintr-un atac pe care noi l-am putea iniția asupra acestei țări. Deci, din punct de vedere logic, rațional, din punct de vedere logistic, noi nu avem nicio șansă să avem o viață mai bună. Cu alte cuvinte, ne întoarcem în Egipt. Și au început să bată moneda pe, pe agitația aceasta și au colportat-o atât de bine încât mulțimea s-a isterizat. Și s-a creat o mare înfuriată, isterică, de oameni care nu doreau altceva decât să se întoarcă în sclavie. De ce? Pentru că cei răi n-au pace. Și răutatea aceasta a lor a început să clocotească din ce în ce mai tare. Și spune capitolul 14 că toată din adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Imaginați-vă o mare de oameni isterizați, panicați și nemulțumiți care căutau țapii spășitori și care își doreau din toată inima să se întoarcă înapoi în sclavie. Seamănă cumva cu toată această societate și lume în care trăim noi. Cu oamenii care se uită la niște agitatori de opinie, fie că vorbim de cei din media, fie că vorbim de influenceri, fie că vorbim de cei din social media care găsesc toate problemele. Posibile și imposibile, pentru că dacă găsești probleme, găsești adepți care să te urmărească. Pentru că dependența de negativism și de oameni negativi este foarte mare, este un paradox ciudat. Și de asta, știrile negative sunt tot mai multe și tot mai, tot mai grave pentru ca să-i țină pe oameni acolo. Cu cât sunt mai multe și mai dramatice, cu atât oamenii sunt lipiți de ecrane. Cu cât minciuna este mai adâncită și cu cât răutatea și negativismul și răutatea sunt acolo, cu atât acolo sunt oamenii, mulțimile. Este ciudat, cât se poate de ciudat. Prea puțini oameni care se duc să vadă ce pot să schimbe în viața lor, prea puțini oameni care vor să. Vadă care este problema lor, o să vedeți o mulțime de nemulțumiți care stau după ulei și zahăr și făină în campaniile electorale, toți sunt nemulțumiți de toți. Și am observat că nu este doar o problemă de stare socială la oamenii aceștia, ci este o problemă de percepție, de viziune, de muncă, de. Deschidere față de viață. Ei atâta știu că statul sau cineva trebuie să le dea, nu trebuie să le dea. Le-a intrat în minte și le-a fost băgată în minte că ei sunt niște victime, dar nu sunt niște victime. Atâta vreme cât poți să stai în fața televizorului ore în șir și să fumezi și să bei și să cheltui bani, tot ce câștigi să cheltui, n-ai nicio scuză. N-ai nicio scuză să te plângi, să spui că ești victimă. Însă, oamenii aceștia cred că cineva le datorează ceva. Și cred că tot ceea ce este în prezent este cauzat de cineva. Așa credeau și cele 10 iscoade, domne, problema noastră este Moise și Dumnezeu și vizionarii ăștia care ne-au scos pe noi din robia aia frumoasă, în care luam bice pe spinare și în care uh, nu câștigam noi mai nimic, dar era așa un orar previzibil, totul era fix, totul era bătut în cuie să ne scoți pe noi în nesiguranța asta, să ne duci pe noi în pustia aceasta și să ne spui că vom avea o viață mai bună. No, mai sunt și buriașii ăștia care abia așteaptă să ne mănânce în comparație cu ei, suntem niște lăcuste. Și tu vii să ne spui nouă de țara Canaanului, de țara care este binecuvântată de Dumnezeu, în care curge lapte și miere. Fiți serioși! Și au început să plângă toți și să se agite. Și agitația asta a devenit atât de mare, fiind provocată de cele zece scoade, încât toată adunarea a ridicat glasul, a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Imaginați-vă o mulțime de oameni care plângeau, nu știau nici ei de ce, e cam povestea aia cu drobul de sare, vă vin cananiții peste noi, ne mănâncă, ne omoară ăștia. Dar nu era vorba de așa ceva. Pentru că dacă citim peste 40 de ani în scriptură, acțiunea care s-a petrecut peste 40 de ani, Rahav spunea că de 40 de ani îi așteaptă să vină și le tremură inima, ei percepeau total pe dos. În timp ce poporul lui Dumnezeu se temea de Anachim și de cei care erau în cetățile acelea, cei de după ziduri se temeau că Dumnezeu îi va nimici. Și ce de 40 de ani vă așteptăm și ne tremură inima când am auzit ce a făcut Dumnezeu pentru voi. E extraordinar. Și ăștia credeau exact invers. Cât de ciudați putem să fim. Aceeași realitate privită în două culori, aceeași situație privită în două elemente total diferite și cu o încărcătură emoțională la pol opus, la paroxism. Negativism maxim, iar ceilalți, credință maximă în Dumnezeu. Și toate acestea nu țin de situația în sine, ci țin de ceea ce ești tu la momentul respectiv. Dacă gândirea ta este distorsionată, vei percepe realitatea în mod distorsionat vei vedea numai oameni răi în jurul tău, vei crede că toată lumea are ceva cu tine, vei crede că inclusiv cei care vor să schimbe ceva în viața ta și în societate sunt o amenințare pentru tine și trebuie eliminați. Eticheta și gata la o parte, nu domnule, viața e grea. Este rău în lumea aceasta, este trist, este plin de suferință, plin de răutate, plin de... Da! Și dacă vrei să vezi prin filtrul acesta al negativismului, vei putea să vezi toată viața numai așa. Însă, asta nu înseamnă că viața este doar așa și existența este doar așa pentru că tu ți-ai pus un filtru murdar în fața ochilor. În momentul în care. S-a creat valul acesta de isterie, de răutate, de furie, de nemulțumire. Oamenii și-au zis unul altuia, versetul 4 din capitolul 14, Cartea Numerilor. Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. De ce să ne alegem o căpetenie? Că noi le știm pe toate. Știți de ce? Pentru că oamenii din mulțime. Au putere doar când sunt în mulțime. Ei nu sunt oameni de inițiativă și au nevoie de un om mai deformat la minte decât ei și mai negativist decât ei și mai anxios decât ei ca să-i conducă turma imbecilizată nu poate să funcționeze decât dacă este cineva în fruntea ei ca să o atâțe și să-i mențină această stare de nemulțumire, de răutate, de furie, de frustrare. Și slavă Domnului sunt destui din ăștia care să întrețină starea aceasta de agitație continuă. Tot timpul trebuie să existe agitatori care să întrețină această nevoie de o travă după care suspină gloatele. Și se găsesc. Să ne găsim o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Adică în trecutul nostru nenorocit, cineva care să ne întrețină starea aceasta în care ne simțim bine, chiar dacă noi ne otrăvim în continuu, nu contează lucrul ăsta. Suntem familiarizați cu zvonurile rele, suntem familiarizați cu toate lucrurile negative. Suntem familiarizați cu suferința, cu bolile, cu salariile mici, cu nemulțumirile, cu bârfele, cu bălăcăriile, cu cancanurile, cu prostiile, cu tot. Și acolo ne place să stăm. De aceea scriptura spune cei răi. N-au pace. De ce? Pentru că toate lucrurile de care se plâng nu sunt o problemă reală, ci sunt percepția, reprezintă percepția lor asupra vieții. Poate fi viața și altfel. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor Israel, care era strânsă la o la altă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel, țara pe care am străbătut-o noi ca să îi scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da, este o țară în care curge lapte și miere. O, ce viziune total contrară. Ăștia ziceau, domnule, e dezastru, mergem acolo, ne mănâncă în dinți ăștia, țara mănâncă pe locuitorii ei. Exagerări. Pentru că negativiștii sunt maestri ai negării și ai exagerării. Ei știu să exagereze așa, din cap în coadă, totul. Ceilalți ziceau, Hai să mergem că este o țară bună în care curge lapte și miere. Dumnezeu vrea să ne o dea. Uite, acum este oportunitatea. Dumnezeu ne oferă acum ocazia să intrăm în țara Canaanului. Ai zice, mă ce bine că există și oameni din ăștia care să ne pe mintea. Însă știți ce? Oamenii croiți din stofa aceasta consideră o amenințare pe oricine se găsește să le corecteze Imaginea și să le spună că sunt greșiți, că sunt pe o pistă greșită. Nu, no, domnule, tu să ne spui nouă că toate pesimismele noastre, toate gândurile noastre sunt greșite. Da, aveți de treabă. Pietro și uș, gata, am scăpat de voi. Nu vrem să mai avem de-a face cu voi. Pentru că voi arătați că s-ar putea ca noi să ne schimbăm, s-ar putea ca viața noastră să fie altă. Nu, noi nu vrem să ne schimbăm. Noi vrem înapoi în Egipt. Ce n-ați înțeles? Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne -o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Nu Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Încearcă să-i liniștească. Și Moise la Marea Roșie a încercat să-i liniștească. Stați liniștiți, nu? Dar cei răi n-au pace. Ce liniște, bă, tu nu vezi că vin ăștia cu carele peste noi aici, cu armatele, ce liniște, stres maxim, să fie acolo tensiunea cât mai mare. Noi credem în Dumnezeu, ne-a spus tot ce se va întâmpla, dar până la urmă tremurăm și avem această frică pentru că viața este grea, totul ne amenință, totul este negru în jur. Și dacă mai îndrăznește cineva să ne spună de lucrurile astea pe care vrea să le facă Dumnezeu pietroaie, nu, noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi nu vrem să ieșim din mocir la aceasta a gândurilor care ne distrug viața. Nu, vrem să rămânem acolo. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, Iosua și Caleb ar fi fost împrăștiați și ar fi fost lapidați. E cumplit, dar adevărat. Pentru că cei răi n-au pace și dacă vrea cineva să aducă pace în viața lor, găsesc o mulțime de metode și de motive să spună de ce sunt așa. Să te convingă că, de fapt, ei au o motivație sau mai multe motive pentru care sunt așa. Nici vorbă să fie ei răi. Dacă tu ai noroc, vin să spună: Dacă eu aș avea viața ta, păi să vezi ce liniștit aș fi și eu. Dacă eu aș avea un milion de euro în cont, să vezi ce liniștit aș fi și eu. Și întotdeauna acest dacă este împins la infinit. Însă, problema lor nu este. Dacă viața lor ar arăta într-un anumit fel, s-ar schimba, ci problema lor este că sunt răi. Problema lor este că sunt răi. Așa că, în toată această perspectivă pe care o vedem, nu putem zări altceva decât o răutate prin care oamenii își găsesc tot felul de motive pentru ceea ce există, de fapt, în viața lor și pentru ceea ce sunt ei. Ei nu fac altceva decât să idealizeze trecutul, nu fac altceva decât să găsească tot felul de scuze pentru prezentul lor mizerabil. Așa că, în toată această viață lor, nu poți să vezi decât neliniște și agitație. Până când să duci această neliniște a ta și această, această frustrare a ta, oamenii aceștia o duc toată viața așa. Și dacă ne uităm cu atenție, vedem că ei nu sunt niște oameni ai perspectivelor. Nu sunt niște oameni care să aibă un orizont larg în fața lor. Ei știu. Că viața lor trebuie să fie tristă. Ei știu că viața lor trebuie să fie încruntată. Ei știu că viața lor trebuie să fie o plângere continuă. Așa că oamenii aceștia fără perspective nu prea au nicio șansă să se schimbe decât dacă intervine ceva șocant în viața lor. Însă unii vor rămâne aici în bula aceasta a negativismului toată viața. Idealizând trecutul, ucid prezentul. Și putem vedea că oamenii aceștia nu au răbdare cu viața. Oamenii fără realizări sunt în permanență dornici să obțină bonusurile de moment. De asta reclamele speculează la maxim elementul acesta nerăbdarea omului fără realizări care cheltuie totul imediat. Oamenii uh, săraci, oamenii care uh, își uh, strică singur viața și se ruinează financiar sunt aceia care n-au răbdare, care cheltuie totul în momentul acesta. Și de aceea reclama vine ca o ispită. Acum este ocazia, acum este reducerea. Ce minciuni sfruntate pe care noi le credem. În fiecare an sunt reduceri, în fiecare sezon, dragii mei, sunt reduceri. De fiecare dată se repetă circuitul acesta la nesfârșit. Dacă nu e acum, da, de unde? O să mai fie reduceri cu sutele, cu miile. Însă dacă ai răbdare și investești în ceea ce îți trebuie ție pe termen lung, nu în ceea ce vor alții să cumperi, atunci vei putea cu adevărat să ai realizări. Însă, oamenii aceștia cu o gândire scurtă n-au cum să gândească pe termen lung. Și așa s-a întâmplat și cu ei. Ce, care era perspectiva lor? Vrem praj, vrem usturoi, vrem mâncare, lasă-ne cu visele astea, cu ducerea în canaan, cu libertatea, cu idealul. Nu! Nu ne trebuie acum, tată, păpică. Dacă nu avem acum, noi murind de foame, începem să cârtim, punem mâna pe pietroaie. Nu avem nevoie de ceea ce visați voi. Asta este perspectiva. Mai vrem să avem și funcțiile voastre. Da? Pentru că Până la urmă, de ce să fie numai unii acolo? Putem și noi. Și dacă citim în Cartea Numerilor, o să vedem, pe de-o parte, această nemulțumire continuă și această răutate și neliniște a oamenilor răi. Și Faptul că Dumnezeu i-a lăsat în sosul acesta toxic pe oamenii aceștia și a început să nu le mai vorbească despre Canaan, despre țara promisă, și să le dea numai niște directive cum să-și ducă viața de zi cu zi, iar tot ceea ce reprezenta viețuirea în Canaan să fie prezentat ca o perspectivă îndepărtată, pentru că nu avea Dumnezeu cu cine să facă nimic. Mai erau și invidioși și instigatori și nemulțumiți împotriva lui Moise și a lui Aron. Și în capitolul 16, oamenii ăștia s-au supărat foarte tare și au zis, domnule, stai un pic, că noi avem probleme aici. De ce numai Moise și Aron? Ce, numai ei sunt aleși? Numai ei să fie în funcții? Numai lor să le vorbească Dumnezeu? Dar ce noi, ce avem? Cunoașteți tipul ăsta de oameni care au probleme cu funcțiile, cu viața lor, sunt nemulțumiți de tot ce există în viața lor. Și problema lor nu sunt alții, asta afișează că sunt alții, dar nu, problema lor nu sunt alții, ci problema lor sunt ei. Sunt biserici pe care le vizitez acum, după ce am plecat. Erau unii foarte supărați prin unele biserici pe unde am păstorit și la un moment dat am început să cred, bă, poate ei avea și eu o problemă. Nu veneau la biserică, ci că din cauza popii, că nu, nu știu ce le-a zis și le-a făcut popa. Dar ei n-au venit după, nici după ce am plecat de acolo și nici acum nu se duc. Și... Mi-au zis unii prieteni, dar i-am întrebat, așa i-am împuns un pic. Dar, bă, a plecat acum. Ce s-a întâmplat cu voi? De ce sunteți tot îmbufnați? Asta mi-arată că problema nu eram eu, deși nu sunt desăvârșit. Și eu am defectele mele, am problemele mele. Problema erau ei. Și când mă duc acolo, tot cu gura strâmbă sunt. Dacă cumva se nimerește să fie în biserică, ori salut așa cu, cu gura strâmbă, pacea Domnului frate, ori mă ignoră total, nici măcar nu salută. De ce? Nu pentru că am eu ceva, ci pentru că au ei ceva. Da. Problema acestor oameni nu sunt alții, ci o reprezintă ei înșiși. Și Coredatam și Abiram au venit după episoadele acestea în care au refuzat să intre în țara canalului și Dumnezeu a zis ok, nu vreți să intrați în țara canalului, o să vă învârtiți în pustie 40 de ani. Și o să trăiți existența asta fără rost, așa cum o trăiesc foarte mulți oameni, și să faceți lucrurile de rutină, să faceți aceleași lucruri în fiecare zi, pentru că n-ați vrut țara canalului, n-ați vrut să puneți mâna pe binecuvântarea pe care am vrut să vă dau. Și de aceea titlul în ebraică la Cartea Numerilor este Bamidbar, în pustie. Și așa este viața multora. O pustie! Te duci acolo, nu vezi nimic. Totul este incolor, insipid, arid, nu crește nimic acolo, numai nemulțumiri, frustrări. N-ai ce să iei. Dacă vrei să le. Nu! Ei știu tot. Cei răi n-au pace, n-au liniște. Și au stat cât au stat și Core, datam și abiram, au început cu nemulțumirile la adresa lui Moise și a lui Aron și a preoților și au zis, nu, vrem și noi. Chiar această nemulțumire este vocalizată în capitolul 16, începând la versetul 12, Core începe să spună, Moise a trimis să cheme pe Datam și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis, nu ne suim, N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere, auziți, țara Egiptului, țara Robiei, era țara în care curgea lapte și miere, cât de stricați la cap puteau să fie și cât de, cât de deformată gândire pot să aibă unii să idealizeze trecutul într-o asemenea măsură încât să, să distorsioneze realitatea în care trăiau într-un așa fel încât să fie cu totul și cu totul altceva. Ne-ai scos dintr-o țară în care curge lapte și miere, zice el, ca să ne faci să murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi. Cu alte cuvinte, lasă vă că noi avem problemele noastre, ne-ai dus din confortul nostru, ne-ai dus în pustie asta. Să ce? Să murim de foame aici? Și acum vrei să mai faci și pe șeful, lasă-ne în pace cu astea. Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire o goare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Cu alte cuvinte, lasă-ne cu șefia ta, păi noi nu ne prostești. Noi știm care este realitatea. Observați gândirea scurtă a oamenilor care nu au răbdare cu viața și gândirea stricată a oamenilor răi care n-au pace niciodată. Ce să ne duci pe noi în țara ca... Nu, domnule, noi vrem acum, anune, păi da... A vrut Dumnezeu să... Nu, 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 nu așa. Noi vrem ca Dumnezeu să, trimite, să trimită oștirile de îngeri, să facă curățenie peste tot și noi să mergem numai să luăm cireșele de pe tort, dacă se poate. Să nu avem nicio luptă, să nu avem niciun necas, să nu avem niciun stres, să nu avem nicio frică. Dacă se poate să lucreze Dumnezeu în felul acesta în viața noastră, cu plăcere, dacă nu... Noi să riscăm ceva niciodată. N-avem nicio, Dorința de a schimba ceva în gândirea noastră, în felul nostru de a ne comporta, nu vrem să avem nici cel mai mic disconfort, dar vrem să avem cele mai mari beneficii. Na. No. Gândirea lui Core, Datam și Abiram este exact gândirea oamenilor ratați, negativiști și răi. Și mai, mai citesc încă o dată versetele acestea pentru că ele ilustrează această gândire scurtă a unor care n-au răbdare cu viața. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară în care curge lapte și miere ca să ne faci să ne, uh, murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi. Adică trecutul nostru este extraordinar. Viața noastră pe care o ducem acum este extraordinară în comparație cu... Ceea ce stă în viitor. No, de asta sunt atât de mulți oameni care idealizează epoca comunistă. Pentru că nu pot să se adapteze în prezent. Nu e, e ceva, un scurt circuit în mintea lor. Totul era mai bun atunci și acum este dezastru. Este o mare problemă. Dar tare mi-aș dori dacă s-ar putea să se teleporteze cumva în trecut și să. Vadă într-adevăr ce a însemnat Mizeria de atunci. Să vadă într-adevăr ce a însemnat viața atunci. Și să fac apoi o comparație, dar știți ce mă tem? Că n-ar mai vrea să se întoarcă. Pentru că acel confort al sclavagismului și al limitării pentru oamenii care au o gândire scurtă este rai pentru ei și nu-și doresc nimic mai mult. Oamenii ăștia nu vor nimic de la viață. Frumos ne-ai scos tu din țara în care curge lapte și miere și ne-ai dus să murim în pustia aceasta. Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire o goare și vii. Nu asta a dorit Dumnezeu să le dea. Nu asta voia Dumnezeu de la ei. Nu asta era provocarea pentru ei, însă observați cum oamenii aceștia nu văd care este problema lor. Când Dumnezeu le-a dat oportunitate, au zis, nu, nici vorbă. au fost în stare să-i omoare pe cei care au vrut să le deschidă mintea. Când a, Dumnezeu le-a închis poarta aceea, au zis, dar ce, a, cum, cum ne-ai dat tu țara canalului? Păi putea să puneți mâna pe ea, Toată adunarea s-a isterizat în jurul lui Core, Datam și Abiram și au vrut să ia parte cei mai mulți dintre ei la revolta aceasta. Și Dumnezeu le-a zis, cei care nu vreți să pățiți ce pățesc ei, dați-vă la o parte, feriți-vă separați vă de ei noi credem că îi mântuim pe oamenii ăștia și tot încercăm cu binișorul cu evanghelia nu dragilor vă pierdeți vremea pentru că oamenii aceștia n-au nicio șansă Vorbesc tipologic, nu vorbesc personal de excepții, nu vă legați de chițibușuri din astea. Oamenii care nu vor să schimbe viața n-au nicio șansă. Și degeaba faci comitete, degeaba încerci să-i pocăiești, degeaba încerci atâtea lucruri, pentru că ei nu vor. N-au nicio șansă. Și au continuat și Dumnezeu a zis, ok, luați cădelnițe, luați toate aceste lucruri pe care le râvniți, să vedem care este adevărata realitate. Și s-au dus toți cu cădelnițele, eu, nu știu, câteva sute, familia lui uh, Core, Datama, Biram, toți acolo, suporterii, revoltă, revoluție, ba! Cine mai crede că se fac schimbări cu revoluții sau cu voturi sau cu din astea, e naiv, e prost toți la cap. Schimbările încep cu tine în viața ta, asupra ceea ce poți să ai tu control. Restul mai vedem. Și nemulțumirea aceasta și cârtirea mulțimilor a fost atât de mare încât Dumnezeu a zis cei care nu sunteți ca ei, separați-vă. Dați-vă la o parte. Și o parte dintre ei spune cuvântul lui Dumnezeu în numer 16 că i-a înghițit pământul. Pe când îi sprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, înghițit pe ei și pe casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au pogorât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. O parte. Iar o parte... Au fost arși cu foc, zice Cuvântul lui Dumnezeu, că tot Israelul care era în jurul lor când au țipat ei a fugit, că ziceau să fugim să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Și unii o să găsească aici argumente că ei sunt leviți și că dacă mai sunt și alții care fac ceva ca ei, nu, nu stați un pic, nu, nu scoateți lucrurile din context. Aici e vorba de o altă chemare, nu vă puneți în locul lui Dumnezeu și a seminției aronice, pentru că nu sunteți acolo în cazul ăsta, da? Cel mult suntem niște slujitori și cam atât. Dacă vorbim aici despre slujirea lui Dumnezeu și despre ceea ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu pentru toți răzvrătiții și nemulțumiții aceștia care clocotesc în inima lor de răutate, Putem să vedem că Dumnezeu este cât se poate de nemulțumit de starea aceasta. Pentru că e culmea. A înghițit pământul pe mulți dintre ei, i-a ars focul pe mulți dintre ei, dar tot au mai rămas câțiva care să ducă sămânța nemulțumirii și a cârtirii și a nemulțumirilor mai departe. Ai zice că au pierit? Nu, n-au pierit. Au mai rămas vreo câțiva, doi, trei puișori care după aia au împrăștiat o travă mai departe. Și dacă citiți mai departe pasajele, până au intrat în țara canalului, tot timpul au fost nemulțumiți, au cârtit, au fost plini de întristare, plini de nemulțumiri, plini de, de lucruri care le-au otrăvit viața. Nu! Deci ei nu s-au schimbat! Și de multe ori zice, Doamne, dar de ce nu chiar zice Dumnezeu? Lasă-mă, Moise! Nu, Doamne, lasă că mai sunt câțiva pe aici, mai sunt niște copii, niște tineri. Vreau să-i nimicesc! Nu, Doamne! Este cumplită nemulțumirea aceasta și cârtirea mulțimilor. Și aș vrea să ieși din vârtejul acesta al, al nemulțumirii, al frustrărilor, pentru că nu are de-a face cu realitatea, are de face cu viața ta, care este otrăvită, care este stricată din cauza acestor stări de spirit, din cauza acestor vociferări, din cauza acestor probleme inventate de alții sau de mintea ta. Nemulțumirea și cârtirea mulțimilor creează un val care îi prinde pe foarte mulți. E prinde pe foarte mulți, și, din păcate, majoritatea sunt acolo. Și cei care vor să iasă de acolo, să schimbe viața, sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini. Pentru că e un confort să te aliniezi cu cei mulți. Da, uite și ăsta din stânga și ăsta din dreapta face așa, și ăla de acolo, și ăla de acolo. Și îți dă un confort că faci și tu exact același lucru. Dar confortul este atât. Că în pasul 2, în momentul 2, încep nemulțumirile și nefericirile. Și întrebarea este de ce nu vrei să-ți schimbi viața? De ce vrei să rămâi ca cei răi, care sunt mereu ca marea agitată și înfuriată, care aruncă noroi și mâl și nisip? De ce nu vrei să fii altfel? Pentru că îți este mai comod să fii dus de val, în flux și reflux, în flux și reflux, să fii tot plimbat în ritmul acesta care nu se mai termină niciodată. Ei, dacă te mulțumește starea aceasta și dacă tu ești fericit în felul acesta, nemulțumit și frustrat, atunci rămâi așa. Însă, Realitatea este cu totul și cu totul alta. Și diferența s-ar putea să se vadă cu mulți ani mai încolo. Între cei care rămân tot așa, vorba poetului, el vorbea despre stabilitate pe un anumit pământ, da, iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămânem, dar poate fi interpretată dacă o scoatem din context și în viața celor oameni care nu schimbă nimic. Ei se țin locului, cum sunt, așa rămân. Poți să te duci peste 15 ani, ei sunt în acel frozen image, acea imagine înghețată. Aceleași vorbe, aceleași gânduri, aceleași bârfe, aceleași probleme, aceleași necazuri, nu se schimbă nimic. Poate mai schimbă florile sau mai vopsesc un gard pe la biserică, însă, în mare parte, problemele sunt aceleași. Faceți exercițiul acesta, plecați mai mult timp dintr-un anume loc și reveniți peste mai mult timp și o să vedeți dacă am sau nu dreptate. Așa este și cu viața multora dintre noi. Nemulțumirea aceasta și agitația și neliniștea are de face cu răul din noi, nu cu ceea ce este în exterior. Cei răi n-au pace, neliniștea celor răi. Dacă vrei ca viața ta să fie altfel, dacă vrei ca viața ta să aibă o altă direcție, ieși din vârtejul acesta și du-te pe drumul pe care ți-l arată Dumnezeu. Atunci când îi vezi pe nemulțumiți să te duci, faci un pas, te schimbi, te duci în altă direcție, cauți oamenii care zâmbesc, care sunt pozitivi, care caută soluții, nu probleme. Îi cauți pe aceia care vezi că au un alt tonus. Un Iosua, un Caleb, un om al credinței, oameni care vor altceva. Nu cei care se duc numai după senzații, după momentul acela, imediat ci aceia care au viziune cu bătaie lungă. Cine a câștigat până la urmă? Cei răi? Nu, cei răi toți au crăpat în pustie. Acolo au rămas. Unii arși de foc, alții închiziți de pământ, alții că au murit de moarte bună, până la urmă au rămas acolo. Aceasta este soarta celor nemulțumiți. Însă Iosua și Caleb au fost singurii care au văzut țara Canaanului. Pentru ei, perspectivele s-au deschis. Pe zi ce trece, viața era mai frumoasă. Pe zi ce trece, pustia aceea uh, găsea o nouă interpretare în gândirea lor. Încă puțin și Dumnezeu ne va da țara. Încă puțin și Dumnezeu ne va duce în țara care curge lapte și miere, la care am râvnit atâta, pe care o dorim atât de mult. Și pentru ei, în loc să se închidă perspectivele, ele se deschideau. Pentru ceilalți. A, iar, bă, nemulțumiri, nu avem nu avem nu avem nu avem devină vină, cu tare, cu tare, cu tare. Însă, Iosua și Caleb, pe măsură ce se apropiau de Canaan, ziceau, încă puțin mai stăm în pustia aceasta și Dumnezeu ne va duce în țara promisă. Încă puțin și viața noastră va fi exact așa cum trebuie. Însă, având această nădejde în, în inima lor, și această atitudine plină de pace, inclusiv viețuirea în pustie, era frumoasă. Vedeau în fiecare zi minunile lui Dumnezeu când ploua cu pâine din cer peste ei, vedeau cum în ziua sabatului Dumnezeu le dă o, o măsură dublă de hrană, vedeau cum Dumnezeu le poartă de grijă, vedeau cum Dumnezeu face să țâșnească apă din stâncă, vedeau că Dumnezeu este lângă ei. În timp ce ceilalți Duceau o existență cât se poate de nenorocită și de tristă și de plină de suferință, dramatizând lucrurile și exagerând lucrurile visceral. E cumplit, însă pentru oamenii ceilalți totul se deschidea, totul era plin de farme, plin de bucurie, plin de liniște, plin de pace și după ce au intrat în țara Canaanului, au putut să se bucure și să privească în urmă la trecut și să vadă drumul pe care i-a călăuzit Dumnezeu. Să vadă că toate acele probleme, toate acele lucruri rele pe care le vedeau unii ca niște catastrofe, n-au fost altceva decât niște trepte, niște poteci pe care Dumnezeu i-a dus în țara Promise. Și toate acele probleme n-au fost altceva decât oportunități spre care Dumnezeu le-a pus în fața lor și spre care acum priveau cu bucurie și puteau să-i mulțumească lui Dumnezeu că n-au murit de foame, că n-au murit de sete, că viața lor a fost din ce în ce mai frumoasă până când au intrat în țara promisă. Neliniștea celor răi sau pacea și liniștea celor care văd viitorul într-o lumină cât se poate de pozitivă. Dumnezeu spune în față o alegere. Poți să rămâi în neliniște sau poți să-ți liniștești viața să fii fericit. Poți să mergi înainte cu Dumnezeu să ai un viitor luminos. Îți doresc mult succes!